Mulțumesc. Ce mai faci, Vero? Bine ai venit. Foarte bine. Mulțumesc mult. Ți-ai făcut timp. Eu vă mulțumesc mult că v-ați gândit la mine și mă bucur să te revăd, să vă revăd și să fiu din nou aici. Și noi ne bucurăm să te vedem alături de noi. Eu cu Vero m-am întâlnit în această vară, acum o lună și un pic, câteva săptămâni. Câteva săptămâni, da. Cred că a trecut destul de repede, pentru că suntem amândoi implicate într-un proiect foarte frumos, dar despre tine o să vorbim acum. Un film, o comedie românească ce va avea premiera în decembrie, nu? Da, pe 6 decembrie. Opa. Pentru mine a fost o experiență extraordinară. Unu, m-am bucurat foarte tare că erai acolo și am întâlnit câteva fețe cunoscute. Am pentru că o chiar frumoasă. Chiar foarte frumoasă. Și doi, pentru mine a fost primul rol, primul personaj pe care îl joc după celălalt personaj. Vezi, Vero, ce înseamnă în viață când ți se închide, când se închide un proiect, indiferent de felul în care el se închide, se deschid multe alte uși și multe alte oportunități. Da, sunt foarte recunoscătoare pentru treaba asta și așa e, întotdeauna. Deși nu e ușor, adică e important să ai curaj, să faci un pas, să schimbi ceva atunci când simți că trebuie să schimbi, dar după trebuie să rămâi curajos și să construiești. Ce rol o să ai acolo? Cum te vedem? Am rolul... Bună, rea! Nu, eu sunt din Gașca Aia Bună. Ai Gașca Bună. Da, pe găști, filmul e pe găști. Era cool să te vedem, rea. Era chiar poate prea mult era așa prea mult prima. Nu am zis, hai încet, deci dar la următorul nu se știe. Deci da, eu am un rol micuț, sunt sora Dianei, caratista satului și fica lui Bruce Lee. Opa. Ești sora Dianei, da. Matei? Da, sunt sora Dianei Matei și vreau să spun că Diana și pe platouri chiar s-a purtat cu mine ca și cum aș fi fost sora ei mai mică și îi mulțumesc pe calea asta, a fost foarte generoasă. Cum a fost pentru tine ca experiență, ca prima experiență de a juca într-un film, într-o producție românească? Pentru că spui că a fost primul proiect de acest gen. Da, mi-a plăcut foarte mult. Foarte, foarte mult. Adică îți doresc să faci în continuare film? Nu știu, poate să juci într-un serial sau să continui în zona aceasta? Da, cu siguranță. Adică am încercat foarte multe lucruri în toată perioada asta și mi-e destul de clar că locul meu e... pe scenă, pe fața cameră, acolo mă simt cel mai bine. Deși mă simt foarte bine și în spate, fără nicio discuție. Am descoperit că e la fel de ofertant și să stai în spatele, în fața scenei, ca să zic așa. Dar altfel s-a simțit foarte plăcut să mă întorc la meseria mea, ca să spun așa. Exact. Și să te întorci sub o altă formă. Practic ești Vero Căliman, actrița care interpretează un rol. Cum te numești? Liana. Da, suntem Diana și Liana. Eu sunt Liana. Câte zile de filmare ai avut? Ai spus că nu e un rol foarte mare, dar cred că e unul vizibil. Da, am fost 5 sau 6 zile, am fost în două ture. E greu să joci în filme? Depinde. Nu știu, pentru că din ce am înțeles așa, din ce spun actorii, eu m-am ferit să merg la un rol de film. Dar am înțeles că tragi, pe lângă că tragi 1000 de duble, până îți vine rândul, durează 7-8 ore, poți să tragi un cadru astăzi și în rest, ciu-ciu, te uiți pe acolo și stai și adormi. Așa este. Nu? Îți ieși un pic din starea aia, nu cu care te duci, că te duci pregătit oarecum. Nu neapărat. Eu vorbesc din punctul meu de vedere, nu că pe mine mă cunosc. Dar eu în momentul în care am acest declic, în momentul în care s-a pornit camera și s-a spus ok, gata, s-a terminat. Deși, într-adevăr, unele filmări pot fi foarte obositoare. Dar și lungi. Dar e foarte adevărat ce spui tu, Andrei. Da. Te duci, stai jos. Aceeași replică de foarte multe ori, pentru că se filmează din foarte multe cadre și stai foarte mult până îți vine rândul. Dar intri în gașca aia și știi în ce te bagi și atunci îți intri într-un mood, nu? Exact. Și când ai o gașcă așa faină cum am avut noi la filmări, nici nu s-a simțit cum a trecut timpul. Mai schimbam o poveste, mai dădeai jos că am avut o scenă destul de... o zi destul de lungă de filmare în care am purtat tocuri. Eu nu port tocuri în mod normal. Și dă-i, scoate-le, pune, scoate-pune. Ce urmează pentru tine în viitor? Pentru că bănuiesc că filmele sunt așa, câteva zile de filmat, nu poți să zici că, mamă, fac din asta vreo mare carieră. Se întâmplă, filmele durează 5-6 zile, dar ce faci pentru restul zilelor? Pentru restul zilelor. Păi continui să țin cursuri de teatru pentru copii, chestie care îmi dă foarte mare bucurie. Acel proiect cu copiii de la sat, nu? Acel proiect cu copiii de la sat acum se întinde cumva diferit. Am încheiat la Jigălia, urmează să vedem cum reluăm din toamnă, ca să păstrăm o continuitate. Altfel, am mai fost și în alte sate unde am fost invitată și am făcut mici workshop-uri cu copiii. Ce se întâmplă efectiv acolo, dacă ne poți spune așa? Ce se întâmplă? Păi uite, la Jigălia am făcut un spectacol de teatru cap-coadă cu 50 de copii din sat.
Pe care trebuie să înveți rolul, bănuiesc, nu? Da, și am avut... Da, și eu, au venit 60 la început și mă așteptau să vină mai puțin, dar veneau din ce în ce mai mulți. Foarte dornici, nu? Da, și a trebuit să integrez pe toți în acest spectacol. Pe toți, adică nu faci un fel de casting și rămân cei mai buni, nu? Nu, e pentru toată lumea, adică nu e ideea de nu facem performanță prin actorie, ci facem performanță pentru, nu știu, descoperirea emoțiilor, pentru a descoperi o nouă lume, pentru a îndrepta spre citit, spre... Pentru a rămâne niște amintiri frumoase. Pentru a crea niște... Exact. Da. Pentru a le... Personală. Da, exact. Și ați terminat cu jăgălia și ce urmează? Și urmează să vedem de unde o luăm mai departe. Trebuie să recunosc că am avut 4-5 luni extrem de intense. Adică, pe lângă asta, am regizat spectacole de teatru care acum se joacă, spectacole de teatru pentru copii. Mulțumesc frumos! Găsiți pe trupa de teatru Q-Fil acolo toate spectacolele pe care eu le-am regizat și colegii mei le joacă mai cumva. Am încercat să dau mai departe din ceea ce am învățat eu. Destul de clar pentru mine, nu sunt pregătită să intru să fac rol personaje pentru copii în continuare, dar sunt foarte multe lucruri pe care eu le-am învățat și pe care pot să le dau mai